Următoarea întrebare. După Ramadan vine sărbătoarea Bayram. Aici așa zic turcii Bayram. Este sărbătoarea simplă că a trecut luna de post sau s-a întâmplat ceva în acele trei zile? Nu este sărbătoarea mică. Nu s-a întâmplat nimic în acele trei zile. Este sărbătoarea mică sau sărbătoarea ruperii postului, de care v-am vorbit deja. Este în prima zi după terminarea Ramadanului. Ca idee ține trei zile. Turcii spun Bayram. Deci sărbătoare în limba turcă înseamnă Bayram, iar în limba arabă înseamnă Aid sau Eid, cum pronunță fiecare. Nu s-a întâmplat nimic în cele trei zile, pur și simplu musulmanii se bucură de terminarea și trecerea prin luna Ramadan. Din păcate, musulmanii au redus această sărbătoare la o rugăciune, o scurtă predică și un ceai. Este treaba lor. La Moscheea Maria, cine o fo știe, sărbătoarea ține trei zile, în conformitate cu învățătura profetică. De asemenea, în această perioadă învoim copiii de la școală trei zile, fără nicio problemă.